Dragi prieteni, vă spun un bun venit la un nou episod Apologia. În acest episod voi interacționa cu alta afirmație a fratelui Robert Ion. El, din câte înțeleg, interacționează cu teologia reformată, cu ceea ce numim noi doctrinele Harului. În acest episod vreau doar să arăt ceva despre felul în care abordăm un subiect. Cel mai simplu mod de a combate pe cineva este să-i caricaturizezi poziția. Sau să pui anumite etichete pe poziția lui, care în mintea oamenilor are atașat un lucru negativ. De exemplu, dacă spui cuiva cuvântul hipercalvinist, lumea se dă înapoi. Dar foarte mulți oameni nu știu ce înseamnă hipercalvinism. Acum vă spun deschis, eu nu sunt hipercalvinist, sunt împotriva hipercalvinismului, nu-l consider biblic, dar în același timp ar fi necinstit din partea mea ca să numesc de exemplu hipercalvinism ceva ce nu este hipercalvinism. Cinstit ar fi că atunci când vorbesc cu cineva și vreau să analizez poziția lui teologică, să o numesc așa cum este ea, să o descriu așa cum este ea sau să o prezint așa cum este ea, dacă ea nu are niciun nume, nu are nicio etichetă prin care să o pot identifica. Înaintea dumneavoastră voi pune câteva cuvinte dintr-un clip în care fratele nostru spune despre Arthur Pink că el ar spune și ar fi împotriva evangelizării tuturor oamenilor. Acum eu voi combate ideea asta și o voi combate cu câteva citate din Cartea Suveranitatea lui Dumnezeu scrisă de Arthur Pink, una dintre lucrările clasice care a fost tipărită în o grămadă de ediții. Foarte cunoscută carte aceasta în mediul reformat și această carte pur și simplu desfințează ideea asta. Toți cei care l-au citit pe Arthur Pink, care au citit cărțile lui, care știu teologii reformate, teologia reformată, știu că afirmația aceasta este o afirmație greșită, mincinoasă și îmi doresc să cred, vreau să cred că afirmația aceasta este făcută din ignoranță. Dar dacă este făcută din ignoranță, vinovăția stă în faptul că dumnealui nu și-a făcut întâi temele înainte să iasă public și să facă asemenea afirmații. Toți cei care sunt cunoscători știu că Arthur Pink n-a crezut chestiunea asta, dar cei care nu sunt cunoscători, cu siguranță se vor da înapoi și spune: n-aș vrea niciodată să citesc pe individul ăsta care crede enormitatea asta. Dar fratele nostru Arthur Pink, care este acum la Domnul, nu a crezut lucrul acesta și n-a propovăduit lucrul acesta. El n-a fost, așa cum se spune, hipercalvinist. Dacă lucrurile n-au fost spuse din ignoranță, ce au fost spuse intenționat, lucrurile sunt mai grave pentru că arată necinste. Oricum ar fi, aceasta este o mărturie mincinoasă împotriva unui frate care a scris o carte, a lăsat o învățătură așa cum el a înțeles-o din cuvântul lui Dumnezeu și niciodată, cu siguranță, noi ca și credincioși n-ar trebui să facem mărturii mincinoase. Nici necredincioși nu trebuie să facă, cu atât mai puțin noi și cu atât mai puțin când dialogăm cu ceilalți frați, când dorim să găsim un consens, când dorim să influențăm, când dorim să propovăduind învățătura Domnului nostru Iisus Hristos. Învățătura Domnului Iisus Hristos, doctrina care duce la evlavie, nu poate fi transmisă cu minciuni, cu falsități. Asta nu este lucrarea lui Dumnezeu. Nu poate fi transmisă cu lucruri care sunt spuse cu dublu înțeles. Trebuie să fie lucrurile clare, trebuie să fie prezentate cinstit. Asta este modul în care un credincios trebuie să procedeze. Așadar, fie că este din ignoranță, fie că este în mod intenționat, este greșit ceea ce veți auzi. Haideți să ascultăm. Arthur Pink în cartea sa spunea că Evanghelia nu este ceva care să-l pui pe tarabă înaintea tuturor oamenilor. Este un lucru atât de prețios și se adresează doar celor aleși încât el nu poate fi expus tuturor. Voi pune citatele acestea în acest clip până la capăt pentru ca să le puteți observa înainte, dar le voi și citi cel puțin o parte dintre ele. Uitați ce spunea Pink în cartea aceasta. Poruncile noastre de acțiune sunt clare și vai nouă dacă le trecem cu vederea. Propovăduiți Evanghelia oricărei făpturi. Atunci când procedăm astfel, hainele ne sunt curate. Tot Arthur Pink spunea, faptul că Dumnezeu a poruncit tuturor oamenilor să se pocăiască este evidențierea pretențiilor lui neprihănite ca guvernator moral al lumii. Cum ar putea face el mai puțin? Văzând că toți oamenii de pretutindeni au păcătuit împotriva lui. Sau faptul că Dumnezeu a poruncit tuturor oamenilor de pretutindeni să se pochească argumentează universalitatea responsabilității făpturilor. Accentul este pe toți oamenii, pe tuturor oamenilor, pe fiecare făpturi.
Nu predicăm Evanghelia fiindcă credem că oamenii sunt agenți morali liberi și deci capabili de a-L primi pe Hristos, ci o predicăm fiindcă ni se poruncește să procedăm altfel. Astfel, da? De asta facem lucrul acesta. Sau, pentru înțelepciunea firească, pare culmea nebuniei predicarea Evangheliei pentru cei ce sunt morți și de aceea dincolo de accesul de a face ceva de unii singuri. Dar căile lui Dumnezeu sunt diferite de ale noastre. Sau alt citat, fiecare păcătos este printre aceia cărora Dumnezeu le-a poruncit să se pocăiască. Fiecare păcătos. Fiecărui păcătos care aude Evanghelia este poruncit să creadă. De aceea, fiecare păcătos este responsabil să se pocăiască și să creadă. Vedeți, de trei ori spune, fiecare păcătos. O mărturie universală trebuie să se nască față de valoarea fără seamănă a persoanei și lucrării lui Hristos. O mărturie universală despre Domnul Iisus. Universală. Evanghelia, pe scurt, este aceasta. Hristos a murit pentru păcătoși. Tu ești un păcătos, crede în Hristos și vei fi mântuit. Dar asta e Evanghelia care trebuie dată oricărui păcătos. În Evanghelie Dumnezeu anunță simplu condițiile în care oamenii pot fi mântuiți, adică pocăința și credința, și fără discriminare, tuturor li se poruncește să împlinească aceste condiții. Tuturor! Tuturor li se poruncește. Ia auziți, este suficient pentru noi să știm că ni se poruncește să predicăm Evanghelia fiecărei făpturi. Fiecărei făpturi. E suficient lucrul ăsta. Trebuie să facem asta. Este suficient. Nu este datoria noastră să cumpănim despre consecvența dintre aceasta și faptul că puțini sunt aleși. Noi trebuie să ne supunem. A doua oară spune. Trebuie să facem lucrul acesta. Este lipsit de sens să ne punem întrebări referitoare la căile lui Dumnezeu, la care nicio minte limitată n-ar putea pătrunde pe deplin răspunsul. Da? Trebuie să facem lucrul ăsta. Și un citat final. Treaba noastră este să ne supunem lui Hristos și să predicăm Evanghelia la fiecare creatură. Să accentuăm partea cu oricine crede. Și apoi să lăsăm lucrărilor suverane ale Duhului Sfânt să aplice cuvântul dând puterea învierii cui voiește El. În concluzie, ceea ce am dorit să subliniez este lipsa de onestitate în abordarea acestui subiect. Nu am niciun fel de problemă. Fiecare e liber să creadă ce vrea, poate să fie calvinist, arminian, calminian, poate să nu fie niciuna din astea trei, poate să fie ce dorește el. Dar în momentul în care vrei să ai un dialog, în momentul în care vrei să ai o discuție, în momentul în care vrei să influențezi, în momentul în care ești predicator sau învățător sau vrei să dai învățătură sau în momentul în care vrei să lămurești oamenii, ești obligat. Este minimul de cinste care ți se cere să faci o mărturie corectă. Să dai o mărturie corectă, să dai informații corecte despre ce crede celălalt, ce crede oponentul tău sau ce crede cel pe care vrei să-l analizezi. Să nu faci afirmații în doi per, să nu faci afirmații cu dublu înțeles, să nu scoți din context lucrurile. Toți, dacă ne-am scoate unii altora afirmații din context, ar putea să pară eretice. Ascultați-mă toți! Așadar, eu cred că de undeva din cartea lui Arthur Pink s-ar putea scoate o afirmație care să... pare că el ne spune că n-ar trebui să predicăm Evanghelia la fiecare făptură. Dacă vă citesc atâtea citate și am citit cartea aceea cel puțin de vreo două ori și acum am fost obligat să mă apuc să o citesc a treia oară știind foarte clar ce crede omul ăsta și citind mai multe lucrări ale lui, am observat și cred că observați și dumneavoastră că ceea ce se spune despre el este total fals. Haideți să fim onești, să dăm o mărturie corectă, să nu dăm mărturii false, să ne facem munca, să ne facem temele acasă, sigur, asta ia ore întregi de studiu, de analiză, de a privi lucrurile în context, de a ne lăsa prejudecățile, de a ne lăsa ideile preconcepute deoparte și să ascultăm ce are de spus celălalt, să lăsăm să-și pună toate explicațiile, să înțelegem limbajul pe care îl folosește, poate limbajul pe care noi îl folosim și el îl folosește este diferit, poate nu înțelegem exact ce vrea să spună, dar... trebuie să facem munca aceasta. Este o muncă academică la un moment dat. Trebuie să o facem dacă vrem să fim cinstiți. Altfel nu putem avea un dialog. Altfel nu putem avea un dialog cinstit. Eu îi cer fratelui Robert, i-am cerut pe pagina lui, pe canalul lui de YouTube, îi cer deschis și acum să-și corecteze afirmația, să fie cinstit și să facă o corecție publică pentru afirmația greșită, falsă, mărturia mincinoasă pe care a dat-o despre Arthur Pink. Vă salut și ne vedem la o altă apologie.